timp de mai multe săptămâni, planificatorii NATO au zburat deasupra granițelor estice și au analizat din aer și de la sol geografia câmpurilor de război. Au pus pe hartă concluziile obținute și au verificat ce unități de intervenție are România în fiecare zonă de război. A inclus misiuni de recunoaștere terestră și aeriană în România, vizite la unități esențiale din arhitectura defensivă aliată din țara noastră și discuții care au vizat sincronizarea acțiunilor din plan național cu cele din cadrul aliat. Their combined military posture remains credible, it remains coherent, and it remains resilient to the malign activities of any potential adversary. De asemenea, americanii au vrut să știe câte unități militare sunt gata de a intra în luptă. Mai mult decât atât, străinii vor să știe dacă vorbim aceeași limbă când vine vorba de strategii de război și cât de bine se vor înțelege în cazul în care trebuie să acționeze imediat. Acest exercițiu ne-a permis să înțelegem mai bine elemente cheie ale planificării, atât din punct de vedere conceptual, cât și prin realizarea unei imagini reale a terenului și geografiei diferitelor zone de pe teritoriul României. Strength and common purpose that we exhibit with exercises like Noble Blueprint and our efforts to synchronize our activities will better position the alliance to address adversary aggression. Exercițiul încheiat joi se numește NATO Blueprint și este condus de flota a 6 americană în Europa. El este conceput pentru a oferi o înțelegere clară a capacităților operaționale naționale combinate, precum și familiarizarea cu terenul atât în România, cât și în Bulgaria.